O taină minunată! Bucuria mea, Sfântul Părinte Gelasie Gheorghe de la Mănăstirea Frăsinei, ne-a lăsat și acest cuvânt de învățătură. Peste hotarul veșniciei tu, făptură, nu poți trece, dar poți să-L chem pe Dumnezeu să vină la tine. Aici este taina noastră. Dumnezeu vine la tine dacă tu întinzi iubirea ta pe care El să o facă punte o taină minunată. Tu, stricăcios și lipsit de toate, întinzi o fărâmă de iubire de creație care se face podul suprafiresc peste prăpastia veșniciei. Aici este taina liturgicului creștin. Doamne, dă-te jos de pe cruce, vreau să vorbim. Vorbește-mi, eu te aud. Domnul meu, mântuitorul meu, dar eu vreau să plâng pe umărul tău plângi la picioarele mele. Iisuse Hristoase, dar eu aștept să-mi ștergi lacrimile. Tu niciodată nu mi le ștergi. Lacrimile sunt date pentru a fi simțite, nu pentru a fi șterse. Dumnezeu le știi, uneori mă apucă un dor de tine și n-am cum să-l sting. Mă usuc de dor și nu-l pot ostoi. Este bine să-ți fie dor. Ți se face dor doar de aceea pe care îi iubești. Doamne, știi, eu am obosit, viața asta este grea. Și eu am obosit, oamenii sunt foarte răi. Doamne, eu vreau să fiu fericit. Fii fericit, eu ți-am spus care sunt fericirile. Eu vreau, Iisuse, să fiu bun. Fii bun. Buni sunt cei care iubesc. Eu vreau, Hristoase, să iubesc. Iubește. Iubesc cei care iartă. Doamne, eu vreau, nu mai vrea, fi. Doamne, uneori te depărtezi de mine și eu te caut. Mă depărtez ca să-mi simți lipsa și să mă cauți. Dumnezeul meu, uneori nu pot să mă rog. Nu te ruga, vorbește-mi. Doamne, dar tu mă auzi? Îți și răspund, tu mă auzi? Doamne, uneori nu știu cine sunt. Ești cine te-am plămădit să fii om. Doamne, dar uneori nu știu ce vreau. Nu mai vrea, dăruiește. Dumnezeul meu, uneori nu știu unde merg. Oprește-te și stai, uită-te în jur. Doamne, Tu ai un răspuns la toate. Tu ai întrebări despre toate. Doamne, știi, uneori este întuneric în sufletul meu. Aprinde o luminare să se facă lumină. Domnul meu și Dumnezeul meu, de ce stai numai în cer? Eu stau pe cruce, pe pământ, în cer îi aștept numai pe cei ce se întorc acasă. Mântuitorul meu, oare eu voi ajunge în cer? Mai întâi trebuie să stai pe cruce. Doamne, dar cum să stau pe cruce? Smerindu-te. Dumnezeule, și cum să mă smeresc? Zilele tale de la mine sunt. Primește-le așa cum sunt date și fă din ele bucurie și pentru tine dar mai mult bucură pe alții. Doamne Iisuse, dar unele zile sunt grele, dar unele clipe sunt pline de fericire și pentru acele clipe merită să trești. Hai, ridică-te, trebuie să te ridici. Doamne, astăzi nu. Se poate astăzi să nu mă ridic? Nu, nu. Astăzi se poate, trebuie să te ridici. Doamne, dar mâine va fi o zi mai bună? Nu te întreba cum va fi mâine și nici dacă va fi mâine. Trebuie să te ridici astăzi. Bine, dar să nu mă lași, Doamne, să nu mă lași. Nu te las nici tu să nu mă lași. Doamne, ești tot timpul cu mine? Da, sunt tot timpul cu tine. Bucuria mea, vrei să știi care sunt diferențele dintre omul trupesc și omul duhovnicesc? Păi, omul trupesc își dorește doar cele vremelnice. Iar omul cel duhovnicesc tinde doar spre cele veșnice. Omul trupesc muncește doar pentru câștigul său vremelnic, iar cel duhovnicesc se ostănește spre slava lui Dumnezeu și folosul apropelii. Omul trupesc așteaptă răsplată în veacul acesta. Omul duhovnicesc așteaptă răsplată în veacul viitor. Omul trupesc nu suferă disprețul, iar cel duhovnicesc primește acestea cu toată inima. Omul trupesc ține minte răul și vrea să se răzbune, iar cel duhovnicesc se roagă și pentru cei care îi iau viața. Doamne, nu le socoti păcatul acesta, faptele Apostolilor 7 cu 60. Omul trupesc se poartă cu viclenie, iar cel duhovnicesc este sincer cu toți. Omul trupesc fură și răpește avutul altuia, iar cel duhovnicesc dă și altora din ceea ce este al său. Omul trupesc își urmează înclinațiile și poftele necurate, iar cel duhovnicesc se sârguiește spre curăție și feciorie. Omul trupesc socotește orice păcat a fi nimic, iar omul duhovnicesc fuge ca de șarpe de orice păcat. Omul trupesc își pune nădejdea în onoruri și în bogăție, iar omul duhovnicesc își pune nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu și în purtarea lui de grijă. Amin și aliluia!